Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni, 1 martie, zi de mărțișor pentru tot românul, inclusiv pentru președintele Consiliului Județean, care își așteaptă astăzi sentința sau o amânare a pronunțării. Eu cred că va fi o amânare, așa că nu se face ca în zi de sărbătoare să-i strigi ziua omului. Da, sau să-i o bucuri foarte tare. Zi de primăvară, cică prima zi de primăvară, ne facem cadouri, ne simțim bine, numai că nu putem ignora ce se întâmplă în jurul nostru. De câteva zile, stimabilul domn Arafat ne anunță că vom auzi din nou sirene și ne atrage atenția că este un lucru normal să întâmple asta, ne pregătește. Ei, din acest motiv, astăzi, 1 martie, de Ziua Internațională a Protecției Civile, stăm de vorbă cu un proaspăt avansat în grad, capitanul Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț. Bună dimineața, bine ați venit cu flori la noi. Bună dimineața, bine v-am găsit, vă mulțumesc frumos că m-ați primit cu flori, pentru că ați adus primăvara în decor. Da, într-adevăr, astăzi, pe lângă prima zi de primăvară, aniversăm și Ziua Internațională a Protecției Civile. Pentru că ieri noi am sărbătorit Ziua Protecției Civile în România, am avut și o activitate în care au fost recompensate unele cadre din Inspectoratul pentru Situații de Urgență, dar și depunerea jurământului militar pentru noi veniți în sistem. Mulți veniți noi în sistem. Da, avem 27 de persoane, dintre care 18 vor fi conducători de autospeciale în cadrul detașamentelor de pompieri din Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț, cu mențiunea că cei de la Târgu Neamț vor fi la Poiana Teiului, la Garda 2 de Intervenție Poiana Teiului. Da, după cum ați menționat și dumneavoastră, va începe din nou exercițiul Miercurea Alarmelor. Acest lucru vine din cauza evenimentelor ce au avut loc în ultimul timp în întregul mapamond. Mai exact, războiul care are un an de zile de când se desfășoară la granițele țării noastre, dar și a cutremurului din Turcia, și acelui care a venit în zona Gorjului și Banatului. De aceea vom desfășura acest exercițiu numit Miercurea Alarmelor. Va suna sirena pentru a obișnui cetățenii cu semnalele lor. Știm că deranjăm pe anumite categorii de persoane că va suna sirena, dar nu avem ce face, pentru că în cazul în care se va produce o situație de urgență, va trebui să sune alarma și atunci sunt convinsă că nu va mai fi nimeni deranjat că va fi anunțat de o situație care poate pune în pericol viața. Acum, spuneți-mi și mie, cum eu sunt mai așa cu sirenele, știți? Am fobie la sirene, merge în trafic, auzi o sirenă, mai mergi la o manifestare prin Consiliul Județean, n-auzi sirena, dar vezi jandarmul. Adică sunt mai așa. Cum îmi traduc eu sunetele astea? Când știu eu că sunetele astea înseamnă altceva decât o alarmă? La exerciții avem un mesaj prestabilit și atenționăm cetățenii că este vorba doar de un exercițiu. Cum se prin realiza? Sirenele electronice. Și prin sprijinul dumneavoastră. Eu aș face acum un exercițiu, dar n-am sirenele. Păi nu aveți voie dumneavoastră să folosiți sirenele. Nu, în emisiune, ca să mă educați pe mine. Adică eu aud o sirenă, zic, bă, iar e miercuri. O dată în lună, nu în fiecare miercuri. Bun, hai că e prima miercuri din lună, sau a doua miercuri din lună. Da. Ideea este că aceste semnale, noi le-am transpus și audio pe site-ul unității noastre, pe ISU Neamț. Și le găsiți acolo, vă rog frumos, și semnificația acelor semnale. Cum trebuie să sune și cum sună. Așa.
Deci le găsim acolo, nu? Le găsiți, pentru că ne preocupăm, să știți că ne preocupăm de educarea populației din județul Neamț în special, pentru că noi servim județul Neamț, dar și la nivel național. Aceste semnale acustice ale sirenelor sunt puse pe site-urile unității. Ați găsit? Îmi pare rău, dar îi dau domnului Bogdan. Bogdan, preia pe switcher ce am găsit. Ați intrat pe ISU Neamț? Da. Vreți să vă pun de pe telefonul meu? Nu. Eu vă spun că este pagină suspectă blocată pentru a te proteja. Nu. Este ISU Neamț. Avem o pagină nouă. Da? Atunci n-am știut eu pe care. Nu-i nimic. Lăsați că o să caut. Haideți să continuăm. Așa. Eu am Big Defender-ul, știți, și mă mai protejează. Probabil că are o chestie. Da, noi suntem una dintre puținele instituții care avem o pagină de site ce poate fi accesată și de pe telefonul mobil pentru a ușura accesul la informații al cetățenilor din județ. Acest exercițiu propune oamenilor să conștientizeze riscurile care sunt la granițele noastre, la granițele României. De aceea aducem în discuție și modul de comportare în cazul producerii unui atac aerian, dar și a unui accident chimic și, bineînțeles, a unui cutremur. După cum v-am obișnuit, din anul 2013, ISU Neamț desfășoară în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean un exercițiu de evacuare în toate unitățile de învățământ din județul Neamț. Astfel că pe 28 februarie și pe 13 octombrie, când aniversăm Ziua Protecției Civile, respectiv Ziua Prevenirii Riscului la Dezastre, facem acest exercițiu pentru a urmări activitatea elevilor și a cadrelor didactice privind modul de comportare în cazul producerii unui cutremur, dar și după cutremur, credem noi că vom obține rezultate pentru viitor. Asta înseamnă că copiii vor fi pregătiți oriunde se vor afla să se comporte corespunzător în cazul producerii unui cutremur. Este foarte important să respectăm aceste reguli. Știu, toată ziua auziți aceste recomandări. În cazul în care s-ar produce un cutremur, este de recomandat să vă păstrați calmul, să nu intrați în panică. Nu părăsiți niciodată locuința în cazul în care se manifestă cutremurul. Nu folosiți scările și liftul când... Asta e la cei de la bloc, nu? Da. Și la casă este recomandat la fel. Deci dacă se zgâlție pământul, nu ieșim afară. Și vă spun de ce. Pe timpul unui cutremur, în timpul manifestării lui, pot cădea bucăți din tencuială, pot cădea bucăți de țiglă din casă, de pe casă sau de pe acoperiș. Pot cădea obiecte care le-am depozitat pe dulapuri sau pe poliție. Bun, da, și în casă poate să cadă peste tine. Da, păi aici venim noi și vă recomandăm. Vă așezați sub tocul de la ușă sau sub o grindă sau sub o masă. Așteptați să treacă cutremurul, după care vă asigurați că puteți pleca și vă duceți într-un loc special gândit de dinainte, unde vă puteți întâlni și cu familia. V-ați gândit vreodată, dumneavoastră, ca și familie, nu, să aveți un loc de evacuare? Nu. Păi uite, de asta noi venim și vă recomandăm și la bloc, și la casă. Haideți să ne gândim cu familia, când mai stăm de vorbă dimineața la un ceai sau la o cafea. Haideți să ne facem un plan. În cazul în care s-ar produce un cutremur, unde ne putem întâlni? Eu știți de ce nu mă gândesc la așa ceva. Pentru că există acea casă. Teoria a noosferei. Adică toate gândurile adunate la un loc produc ceva. Și dacă toți ne gândim la cafea că vine cutremurul, atunci se poate produce cutremurul. Și atunci am zis că... Și nu mi se pare extrem de romantic să-i dau o întâlnire nevestemii undeva să ne evacuăm în caz de... Unde să ne întâlnim în caz de cutremur? Da, este, aveți dreptate, eu glumesc foarte, acum. Este, într-adevăr, e o gândire pozitivă a dumneavoastră că... Ce gândim aveți mai drept. Atragem, da, e. Dar noi mai știm și un lucru, că e de 10 ori mai ieftin să previi decât să intervii. Și atunci e mai plăcut să te întâlnești cu membrii familiei tale într-un loc stabilit de dinainte, la o prăjitură, eu nu mă pot abține că e 1 martie și e o zi frumoasă. În România, să știți chestia asta, că e de 10 ori mai ieftin să previi decât să intervii. Să intervii, nu este așa.
Eu vă spun că în România este de 100 de ori mai scump să previi decât să intervii. Și aici trebuie să recunosc meritele inestimabile a domnului Raed Arafat. Deci prevenția la noi costă de 100 de ori mai mult decât este normal. Lucru foarte, foarte, foarte bun. Până la urmă că suntem o țară care arătăm că putem preveni lucrurile. Să ne întoarcem la ale noastre. Da. Deci, ziua protecției civile. Astăzi avem exercițiu de alarmare în care implicăm toate unitățile de învățământ, dar și comitetele locale pentru situații de urgență și, în același timp, operatorii economici mai mari din județul Neamț. Cu această ocazie publice. Și instituții publice. Deci astăzi vedem și noi, la județ, la primărie și da, noi am transmis această informare către toată lumea pentru a participa la acest exercițiu. Nu este un exercițiu care să țină doar de imagine. Noi vrem ca oamenii să conștientizeze cum să se comporte în cazul producerii unui cutremur. E foarte ușor să fii cârcotaș pe din afară și să spui Corect. Că iarăși sună sirena, iarăși ne stresează ISU, iarăși facem exerciții. Bine, și atunci când se întâmplă o tragedie, ce veniți și spuneți? Haideți, dreptate, aici nu. Că ISU nu a făcut nimic. Eu nu știu să mă comport. Eu mă rog astăzi atâta ca la exercițiul ăsta să nu fie implicată și eu de asta v-am întrebat de instituții publice și jandarmeria. Nu de alta, dar ne trezim cu ei în stradă. Și cine știe ce se mai întâmplă, că dacă iasă mai multă lume în stradă la exercițiu, azi și 8 martie lume pe stradă, să nu spună că sunt tulburări. Și să avem probleme după aceea cu o intervenție, mai sună cineva. Dar eu știu că vă deranjează expozitul dumneavoastră. Nu. Eu nu comentez decât activitatea Inspectoratului pentru Situații de Urgență și ce face această instituție, inclusiv personalul din interiorul ei. De aceea eu recomand personal să participe cât mai multă lume la acest exercițiu, pentru că este important să cunoaștem regulile de comportare în cazul producerii unei situații de urgență. Și știu că este deranjant semnalul acustic al sirenelor. Nu este deranjant. Stați liniște. Este deranjant pentru că dă o stare de disconfort și îți creează o stare mai puțin bună, ca să spunem așa. Dar câți dintre cetățenii județului Neamț au avut curiozitate vreodată să caute semnalele sonore ale unei sirene? Pentru a ști de ce sună sirena de pe stradă. Toată lumea își continuă viața normală când sună sirena, dar în cazul în care ar fi cu adevărat accesată pentru a anunța o situație de urgență, ce ar face atunci cetățenii? S-ar plimba în continuare relaxați pe stradă și nu ar da importanță? Dacă am fi și noi în locul cetățenilor din Ucraina, atunci cum ar fi? Batem în lemn, e adevărat, dar... Vedeți, eu am luat măsuri de prevenție. Dar... Războiul este la granița României. Da, să sperăm că nu se va ajunge acolo. Bogdan, am o imagine pe calculatorul meu, te rog să o postez și mare, te rog frumos. Și ne explică doamna capitan despre ce este vorba. Ieri a fost un eveniment acolo. Da. Avem trei oameni cu medalii. Sunt printre cei mai meritoși pompieri ai județului Neamț. Pentru activitatea desfășurată în sprijinul cetățenilor în anul 2022. Este un mod de recompensare a cadrelor noastre, oferirea de felicitări și medalii. Astfel că domnul președinte a oferit medalia Meritul Sanitar clasa a treia pentru doi subofițeri din cadrul detașamentului Piatra Neamț, respectiv Ciucanu Stache Ioan și Istrate Adrian. Acești doi s-au remarcat în activitatea pe care o desfășoară. Ei sunt paramedici, dar și subofițeri pe autospeciale de stingere sau descarcerare. Colegul din mijloc este plutonier ajutant Radu Marian, un profesionist tot din cadrul detașamentului Piatra Neamț, care a fost numit salvatorul de onoare al județului Neamț pentru anul 2022.
Acești trei colegi care au fost recompensați s-au remarcat și prin alte activități, nu numai pe timpul serviciului, ci și în afara timpului liber. După cum v-am mai spus, meseria noastră, a noastră, a mea, da, poate nu se termină după ora 4, dar a colegilor care lucrează la intervenție nu se termină chiar dacă nu sunt la serviciu. Ei sunt pompieri și salvatori și în timpul liber. Sunt într-adevăr câteva situații în care pot să le prezint și publicului și acest lucru nu-l fac pentru a arăta că ce deosebit suntem noi, ci pentru a promova mesajul că fiecare dintre noi poate să facă lucruri frumoase și în viața de zi cu zi și putem veni în sprijinul cetățeanului atunci când are el nevoie. De aceea nu trebuie să fim indiferenți în fața unor situații atunci când vedem o persoană căzută pe stradă și să judecăm că are probleme cu alcoolul sau când cineva în vârstă sau un copil nu poate trece strada sau a avut loc un accident rutier să treci neinteresat pe lângă acel eveniment. Poți să fii alături de cetățeni ori de câte ori este nevoie. Bun. Acum, tot vorbim noi despre războiul de la granițe, tragem sirenele. Da, bun. Întâlnire cu soția nu prea îmi place să dau un caz de cutremur. Dar haideți să reluăm o discuție pe care am avut-o cu domnul comandant, colonel, nu? Domnul colonel Mitrea. Da. Acum un an aproape. Chiar un an, când de ziua protecției civile, în care am discutat despre starea adăposturilor din Piatra Neamț și din județul Neamț, le-am amintit așa. Ei, cum stăm? Noi trebuie să spunem că zilele trecute, dacă nu mă înșel alaltă ieri, o echipă de la noi cu niște oameni de la dumneavoastră au fost într-un adăpost, nu? Într-unul sau mai multe? Într-un adăpost. Da? Și au filmat acolo. Iar dumneavoastră astăzi o să aveți bunăvoința să ne explicați despre ce este vorba. Dar înainte de orice, ce s-a întâmplat de acum un an până acum la nivelul acestor adăposturi? Că atunci situația nu era foarte roză. Așa este. La nivelul județului Neamț există 72 de adăposturi de protecție civilă publice și private. Cele mai multe adăposturi de protecție civilă le întâlnim în municipiul Piatra Neamț. Față de anul trecut s-au schimbat câteva lucruri, zicem noi, în bine, pentru că autoritățile publice locale care au îndatoriri vis-a-vis de întreținerea acestor spații au început să lucreze la aceste spații de adăpostire, în sensul că au fost golite, cred că peste 80%, să fiu așa. Adică în ce sens au fost golite? Nu mai sunt folosite de către cetățenii care locuiesc în blocul unde este adăpostul de protecție civilă, pentru că foarte multe adăposturi de protecție civilă erau folosite de diverse persoane și care își depozitau. Și au făcut și boxe, bunuri. Nu? Da. Între timp au fost unde s-a putut face cât mai repede acest lucru, s-a scos tot ce era în interiorul acelui adăpost. Probabil au fost incluse în programele de modernizare, în sensul că ar fi trebuit prevăzute sume de bani pentru recondiționarea acestor spații, în sensul cumpărării unor instalații de filtru ventilație, de reparație acestora. Avem așa ceva? S-au pus? Sunt instalații, nu vă pot spune dacă s-au cumpărat sau nu, pentru dar că sunt instalații de filtru ventilație. Și funcționează? Există în aceste adăposturi de protecție civilă. Ele funcționează, dar nu la parametrii la care ar trebui. În sensul că mai prezintă defecțiuni unele, nu au filtre, deci ele trebuie recondiționate în mare parte. Și acum întreb și eu așa, că toți suntem aproape de război. Dumneavoastră ați scos un, adică dumneavoastră, băieții dumneavoastră au scos un chitanțier și au acționat sau doar de un an de zile îi mângâiem pe
creșteți pe cei care ar trebui să se ocupe de asta? Și care de ani de zile încasează o taxă de protecție civilă cu onor. Îi anunțăm că am plătit-o și era vreo 11 lei, 13 lei, 12 lei. La fiecare cetățean se adună niște bănuți măcar pentru vreo 50-60 de filtre. Nu știu să vă răspund dacă aveți dreptate sau nu în privința costurilor unui filtru. Dar nu, am nici... dat și eu. Nu, pe mine mă interesează dacă ISU Neamț, după ce s-a dus cu binișorul, că eu știu că v-ați dus cu binișorul, v-ați dus așa, a făcut și niște demersuri mai, să spunem așa, contondente la buzunar. Nu pot să vă răspund dacă s-au dat sancțiuni sau nu, pentru că acest lucru nu m-am interesat, da. Dar promit că mă interesez și vă dau răspunsul cât de repede. Dar cred eu că nu acesta este scopul. Și scopul... Nu, eu am învățat un lucru, că într-o instituție, că e primărie, că e Consiliul Județean, că e primărie de comună, de oraș, dacă nu te duci cu argumente solide, compartimentul respectiv de specialitate se duce și spune, știți, noi trebuie să facem asta. Bă, dar cum arată? E, aproximativ, dar ar trebui să-i convingem pe aia să iasă de acolo. Păi ea merge și convingeți-i să iasă. Se duce un reprezentant al unei instituții la care eu țin foarte mult pentru că asigură paza, liniștea și ordinea cetățenilor, numită poliția locală. Se duce ăla de la poliția locală, se mai duce cu unul din primărie, care e mai mahmur, mai obosit, mai cu cafea, mai fără cafea. Scoateți alea de acolo, că știți că dacă nu le scoateți, noi dăm amendă. S-o scos alea de acolo, da? Și ar trebui să intervină cineva. Vorba românului, să dăm cu var, să dăm cu var, știți? Măcar cu var. Da. Nu vă contrazic din ce spuneți dumneavoastră, pentru că eu nu am cunoștințele dumneavoastră în domeniul ăsta. Da, eu dar întreb. Eu vă spun așa. Scopul unei instituții, cred eu, că nu este acela de a veni și a sancționa din prima, ci de a educa, de a conștientiza cetățeanul care este rolul acelui adăpost. 2. Autoritatea publică locală care deține acel adăpost și îl gestionează ar trebui să aloce fonduri necesare pentru a pune... Mai ales că își încasează bani de la cetățeni pentru asta. Aici, iarăși, nu este problema instituției noastre că cine încasează bani. Nu, eu spun pentru cei care se uită la noi. Doar instituția noastră spune că este necesară instituirea taxei de protecție civilă pentru a veni în sprijinul cetățenilor atunci când este nevoie. Gândiți-vă și noastră că există o îmbunătățire față de acum 2 ani, când spațiile de adăpostire erau blocate și neutilizabile. Anul acesta, în anul 2023, ele pot fi utilizabile. Haideți să vedem cum arată una, care am înțeles că e mai frumoșică. Da, pentru, datorită unui om care s-a implicat să mențină acel adăpost de protecție civilă. Pot și din câte am înțeles, premia. Se numește domnul Boghean. Sper că va fi un subiect la dumneavoastră. Sper că este domnul Boghean, care a fost un administrator extraordinar al echipei de fotbal, al firmei care ținea echipa de fotbal. Nu știu. Îl vedem în imagine? E posibil să-l vedem, da. Dacă îl vedem, atunci vă spun eu dacă e el. Bogdan, eu o să încep să dau drumul la imagini. Doamna capitan Irina Popa ne va explica despre ce este vorba, unde simt nevoia, opresc și cere explicații suplimentare. Deci este vorba de... Dar de ce nu vrea să plece? Uite că a plecat. Haideți să vedem unde... nu, trebuie să dau un pic mai în față ca să vedem exact unde se întâmplă. Pe strada Plutașului, numărul 1, bloc K4. Mărește, Bogdan, te rog frumos, că noi ne... Adăposturile civile sunt marcate cu un semn distinctiv pentru ca cetățenii să cunoască eventualele locuri de adăpostire în cazul producerii unei situații ce necesită acest lucru. Trebuie să facem o mențiune că în adăposturile protecției civile nu intră oricine. În adăposturile de protecție civilă trebuie să intre conform normativelor și legislației în vigoare, în primul rând persoanele în vârstă, femeile însărcinate, copiii și persoanele care sunt vulnerabile. Nu
toată lumea. De exemplu, eu dacă aș locui în blocul respectiv, nu am eu întâietate. Întâietate, să spunem, dintre noi doi, dumneavoastră aveți întâietate. Bine, acum știți cum e. Eu trebuie să vă întreb când veniți, vă văd acolo și vă întreb, nu vă supărați. Sunteți însărcinată? Dacă sunteți însărcinată, poftiți în față. Adică știți cum e? Aici, nu. Aici deja lucrurile sunt un pic prea teoretice. Da, haideți să spunem așa, ca bombe. Așa. Credeți dumneavoastră că o familie de 30 de ani stă să dă deoparte ca să intre ceilalți? Nu, dar în adăpostul de protecție civilă vor încăpea într-un adăpost, un metru pătrat este destinat unei persoane. Deci într-un adăpost care are 100 de metri asta o discutăm pătrat, la nivel teoretic. Doar eu pot păstrăm să vă spun, discuția da, la nivelul ăsta teoretic. Eu pot să vă spun doar ce ține de teorie. În practică nu știu, pentru că nu am întâlnit și nu am fost pusă în situația respectivă. Și sper să nu fiu pusă mult. Bogdan s-a supărat pe mine și a dat el drumul la imagini. Da, într-un adăpostul de protecție civilă trebuie prevăzut cu o ușă etanșă. Această ușă etanșă are rolul, este mai mult folosită în cazul unui, era prevăzută pentru un atac chimic. La nivel internațional, atacurile chimice cu substanțe toxice de luptă nu se mai folosește. Dar pot să opri un pic ca să putem discuta. Și imediat după ușa etanșă există un fel, o mică anticameră unde ar trebui executată decontaminarea personalului. Urmează după această... Ar trebui să existe. Există? Există. Încăperea. Încăperea. Și cum ne decontaminăm atunci? Cum s-a făcut și decontaminarea pe timpul pandemiei? Cu anumite substanțe destinate acestui scop. Eu mă gândeam că e ca la aviară. Punem un covoraș, călcăm pe el și ne decontaminăm, facem un duș imaginar. Și decontaminarea poate fi făcută doar în cazul unui atac cu substanțe de luptă toxice. Dacă ar fi un accident în care ar fi implicate substanțe chimice, fie el rutier sau un accident la o instituție care gestionează astfel de substanțe, cetățenii nu ar trebui să iasă din casă. Pentru că este recomandat ca pe timpul unui accident chimic cetățenii să rămână în casă, să închidă ușile, ferestrele, să le etanșieze și să rămână acolo până se dispersează norul toxic. Și nu putem să ne ducem într-un adăpost de protecție civilă pentru că în momentul respectiv noi ne punem viața în pericol. Inhalăm gazele care sunt în aer și nu ajungem, nu avem timp să ajungem în adăpostul de protecție civilă. De asta decontaminarea este doar în cazul unui accident chimic. Am înțeles. Bun, deci am intrat. Da, am intrat, am găsit o ușă metalică. Am intrat, în cazul ne-am decontaminat. În care ar fi o substanță chimice, ar trebui dacă să ne decontaminăm. Mergem, ne luăm metru pătrat. După care, teoretic, ne luăm metru pătrat corespunzător fiecarei persoane. Un adăpost de protecție civilă are în medie 100 de metri pătrați. Există un responsabil la adăposturile astea? În momentul ăsta, de exemplu, există un responsabil care să... Deci dumneavoastră, să știți, domnule, pe strada Plutașului, blocul ca așa, responsabil este domnul Bogdan sau ofițerul X. Nu știu. Inspectorul de protecție civilă, de la nivelul unității administrativ-teritoriale, pe raza căruia se află agentura deci, de postul de vorba protecție de civilă. Da, pentru că noi nu putem să le cunoaștem pe toate. Am noi înțeles. Avem nevoie de... Eu vă întreb cum funcționează. Pentru da. Că, știți, la un moment dat se umple. Cineva trebuie să aibă responsabilitatea, ori închide ușa, ori stă în față și spune, bă, nu mai intră lumea că s-a terminat. Cum ați spus și dumneavoastră, nu se va ține cont de cine intră în acel adăpost de protecție civilă, pentru că fiecare dorește să-și protejeze viața, da? Și în principiu sunt convins că un tată va renunța la viața lui să-și protejeze copiii. Asta sunt convinsă că o va face. Și nu cred că bărbații se vor da în lături să meargă acolo unde trebuie și să-și pună copiii sau rudele în primejdie, așa cum se întâmplă în toate războaiele din lume.
De obicei merg la luptă bărbații și militarii din respectiva țară. În adăpostul, acesta este domnul Bogdan. În adăpostul de protecție civilă, pic, domnul Bogdan. Există spațiu de filtroventilație, acele țevi groase verzi, după cum vedeți, și aici, da, este o gură de aerisire. Nu poți. Nu poți opri. Atunci trebuie să mă lași pe mine să dau drumul. După care, în fiecare adăpost de protecție civilă este o cale, o a doua cale de evacuare. În cazul în care nu se va mai putea ieși pe ușa unde pe ușa metalică, va putea fiecare să iasă pe un spațiu special amenajat care dă în afara blocului. Nu mai treci acum prin vedem, bloc. Acum vedem, haideți, asta este, ce înseamnă asta? Gură de aerisire. Asta este o gură de aerisire. Da. Asta pe care o vedem noi este funcțională? Da, astea nu au de ce să nu fie, dar, da. Bun, și asta se închide, se deschide? Se închide și se deschide etanș. Din interior. Din interior. Doar pot fi acționate doar din interior. Din interior. Bun. În spațiile de adăpostire există și grupuri sanitare uscate. Nu există instalație sanitară. Aceste instalații sanitare uscate se folosesc doar pentru această perioadă. Și este de menționat că în aceste spații de adăpostire nu se stă o perioadă îndelungată. Se stă maxim o zi, după care se vor găsi soluții de către autoritățile publice locale pentru a evacua acele persoane în locuri În cazul sigure. În care se impune. În cazul în care se impune. Dacă a fost o alarmă falsă, dacă a fost altceva, persoanele se adăposturile de protecție civilă se pot folosi strict în cazul unui atac aerian. Nu mai putem vorbi acum de atacuri chimice, pentru că, după cum v-am menționat mai devreme, aceste atacuri chimice cu substanțe toxice de lupte au fost interzise prin tratate internaționale. Haideți să mergem în alte țări unde sunt războaie și unde se dau cu substanțe chimice. Ele Eu sunt convins că există planuri și pentru intervenție în cazul unor atacuri chimice, pentru că ele există, se întâmplă, se fac, se folosesc în războaie. Inclusiv s-au folosit la vecini acum. Au fost acuzații și de o parte și de alta. Deci, ați văzut că s-au folosit adăposturile de protecție civilă care erau la nivelul acelor localități unde s-au întâmplat bombardamentele deci, și atacurile. Se anunță, vin avioane. Bine, nu știu dacă mai e timp acum cu avioanele care sunt să te anunțe că vin. Deci, că de obicei, astea, dacă au intrat în spațiu aerian, în 3 minute sunt în orice zonă a țării aproape. Da? Deci se anunță, oamenii intră în adăpostul de protecție civilă, trec avioanele, oamenii sunt evacuați după caz sau mutați în altă parte. Bun, asta înseamnă că aceste adăposturi trebuie să aibă și o altă cale de evacuare. Da, după cum o să vedeți în imagine filmate de colegii dumneavoastră, există și o a doua cale de evacuare care trebuie menținută în stare funcțională. Haideți să vedem pe unde o găsesc eu. Aici intrăm încă o dată, da? Da, după cum observați, sunt bănci pentru ca cetățenii să ocupe... să nu stea în picioare. Da. Imagini... Să nu stea în picioare. Ia uitați aici, reguli de... Sunt reguli care trebuie respectate într-un adăpost de protecție civilă, adică nu ne mișcăm de aici colo, nu facem kilometri, deci trebuie să respectăm liniștea, trebuie să încercăm să ne calmăm și să așteptăm să fim evacuați în cazul în care autoritățile publice locale vor identifica alte spații pentru... Da, uitați ce spune. Semnalul alarma aeriană constă în 15 sunete impulsuri modulate cu durată și cu durată ștersă acolo. Nu, acestea au fost înainte. Aceste semnale de alarmare au fost deci reactualizate. Da, am și spus atunci colegilor când au fost și am spus și domnului Bogdan că acestea au fost reactualizate prin legislația de specialitate. Ia să vedem. Reguli de folosire a adăpostului. Păstrați curățenia, nu părăsiți locurile de ședere, nu circulați,
nu fumați, nu deschideți ușa, nu, restul nu se mai vede că n-are cum. Dar în principiu este fiți ordonați. Și nu... Aici avem lopeți. Nu? Parcă lopeți. Bogdan, te rog frumos să oprești celălalt video, că ne încurcăm. Lași unul singur. Aici este o prezentare a... Da, sunt pe pereții interiore a adăpostului Protecție Civilă, sunt afișate o serie de reguli ce trebuie respectate și măsuri ce trebuie luate pe timpul producerii unor situații de urgență. Aici avem și un portret al regelui Mihai. Este alegerea fiecăruia să-și exprime, avem un portret al regelui Mihai, pentru că probabil rămas de pe vremea când cetățenii aveau boxe acolo. Probabil, și... da. Da. Și acum, acum suntem în zona... Aici cum am intrat. Deci aceasta de este intrare, camera da. de contaminare. Pe dreapta unii erau ușa verde, erau grupurile sanitare uscate. Aici este un spațiu domnul în Bodian, care, nu? Da, în care, bravo lui. În care pot fi cazate persoanele care pot staționa, nu cazate, când e mult spus cazate, pot staționa persoanele adăpostite. Instalația de filtru, ventilație se vede și în spatele colegului meu veți observați a doua cale de evacuare, care este aceea de jos. Da, da. Pentru că ele nu trebuie văzute, trebuie identificate de toată lumea pentru a nu... Bun, și calea aia de evacuare, acum eu vă întreb la modul se serios. Iese, da. Nu este ușă. Nu este ușă, este o cale de evacuare, dar ea cum este construită? E o țeavă? E ceva? Nu, care... este doar un spațiu. Și acolo dă direct afară sau da, intri prin pământ? Nu, dă direct în afara blocului. Am înțeles. În afara blocului. Foarte bine că ați arătat. Deci chiar în spa, aici unde Da. Unde aceea dau eu cu mouse-ul, este calea de da? A doua cale de evacuare, ce e vor, care da? Din păcate în unele adăposturi de protecție civilă s-a constatat că erau blocate aceste căi de evacuare. Bun, acum e un pic de inconștiență pentru cei care se ocupă cu așa ceva, să nu verifici măcar dacă, dacă aceste căi de evacuare sunt funcționale. Și eu vorbesc aici de cei care se ocupă de la administrația publică locală. De câte ori au început demersurile colegii de la ISU pentru a verifica aceste adăposturi de protecție civilă și a aduce la cunoștință cetățenilor ca obligativitatea de a întreține aceste spații și a putea fi eliberate în 24 de ore de la momentul anunțării, oamenii ne-au tratat oarecum cu indiferență. Nu se întâmplă niciodată, pe vremea lor nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla. Acum când, cu un an când s-a întâmplat evenimentul s-au din Ucraina, sirenele din Ucraina da? Atunci am început să ne punem întrebări ce facem cu adăposturile de protecție civilă și oamenii poate au mai început să conștientizeze că acele spații trebuie să rămână goale. Dar ar trebui să aducem în atenția cetățenilor că adăposturile de protecție civilă pot fi și subsolurile, spațiile de la subsolurile blocurilor. De aceea, iarăși, venim cu o recomandare. Acum ține de fiecare persoană cum o aplică. Dacă noi spunem că în acele spații de la subsolul blocului nu trebuie să depozităm materiale inflamabile și materiale pe care nu le mai folosim, eu zic că ar trebui să asculte cine are de ascultat, pentru că acele spații pot fi folosite în cazul producerii unui atac aerian. Ați văzut că chiar am avut un eveniment nedorit, un incendiu la subsolul unui bloc din Roman. Pentru că oamenii nu conștientizează că acolo nu trebuie depozitate materiale inflamabile. Adică eu înțeleg, ca și la a doua cale de evacuare dintr-un bloc, de ce mai păstrăm noi mobilierul vechi dacă ție nu-ți trebuie în locuință? Doar ca să îl știi depozitat într-un loc, din bloc? Eu v-aș da un răspuns, pentru că suntem săraci. Și ne-am obișnuit cu sărăcia și să strângem totul ca să cine știe când îl mai folosim. Asta dar dacă este... el nu mai poate fi folosit, dacă tu l-ai schimbat pentru că nu mai era utilizat, eu vă înțeleg, dar eu v-am dat un răspuns la întrebarea noastră retorică. Încercăm să conștientizăm cetățenii. Primim foarte multe sesizări cu privire la blocarea căii de evacuare din blocurile din județul Neamț. Nu numai din Piatra, ci și din Roman, chiar și Târgu Neamț.
noi îi explicăm cetățenilor. Dar dacă dumnealor nu înțeleg că acele uși nu trebuie încuiate cu 5 lacăte și că nu trebuie să depună materiale inflamabile acolo, pentru că se pot produce evenimente care nu au un final fericit, cum să explicăm? Ajutați-mă dumneavoastră să le explic oamenilor ca și coadă posturilor de protecție civilă, să le lase libere și destinate pentru ce au fost făcute. Deci dacă de la început exista o autoritate publică locală cu reguli simple și clare, aici este adăpost de protecție civilă, aici nu intră nimeni, aici este protecție în caz de... Lucrurile erau clare. În momentul în care s-a dat voie, este foarte greu să-i spui unui om, după ce el a avut boxă 40 de ani sau 30 de ani acolo, familia lui, că acum este cazul să-ți iei lucrurile de acolo, că aici ai adăpost de protecție civilă. Este foarte greu. Cum a fost greu cu parcările, cu garajele ilegal construite? Ilegal construite cu acordul autorităților de către marea majoritate a piloșilor, după care a fost greu să le dai jos. Te dau dat în judecată, că vezi, eu stau de 30 de ani aici. Adică lucrurile sunt simple până la urmă. Greu este să repar prostiile. Întotdeauna este greu să repar prostiile. Incompetența, lipsa de pricepere și de hotărâre. Și de aceea, nu dumneavoastră ar trebui să luptați pentru conștientizarea, sau nu numai dumneavoastră, ISU ar trebui să faceți asta, ar trebui să vină nu știu ce șef de compartimente sau servicii sau ce ori mai fie ele prin primărie, ar trebui să-i vedem că luptă pentru conștientizarea populației. Dar este foarte greu când s-a încetățenit ceva să scoți acest lucru din mintea și obiceiul omului. Este foarte greu. Știu. Tocmai de asta noi încercăm. Noi nu ne dăm bătuți. Noi de aia desfășurăm în continuare campanii de informare a cetățenilor despre cum să se comporte în caz de cutremur, despre ce trebuie să facă pentru a preveni producerea unui incendiu, despre importanța alarmei care va suna astăzi. Da. Ce mai faceți astăzi, în afară de exercițiu în școli? Astăzi vom sărbători primăvara, în special în suflet, pentru că este important să fim cu o gândire pozitivă și optimistă și vom fi alături de cetățeni cu stresul pe care îl oferim cu activitățile cu de informare alarmă preventivă, da. Pentru că suntem în centre comerciale din Roman, Piatra Neamț, dar și în piața Adormirii Maicii Domnului din Târgu Neamț, pentru a împărți pliante despre modul de comportare în cazul procedurilor în situații de urgență. Asta vreau să aud. Știu că sună ca și o placă stricată. Nu. E bine cu că prevenirea. Da. Pentru că nu avem ce face dacă oamenii nu conștientizează. Aici este marea noastră problemă și știu că există disconfort, că ne vedeți tot timpul pe la... Inclusiv la biserici am fost pentru a conștientiza cetățenii despre importanța respectării regulilor. Nu este niciun disconfort. Este o plăcere să vă vedem. Sunt convins. Da, să ne vedem este foarte frumos. Adică vreau să vedeți că pompierii nu se ocupă numai cu intervenția. Ne preocupăm să avem asta. Cât mai puține intervenții. Am făcut intervenții. Mai multe emisiuni în privința prevenției, nu numai de genul acesta. Și la incendii și alte și vă mulțumim emisiuni. Că ne mediatizați încercăm mesajele. Să mediatizăm și persoanele din ISU care merită și știți lucrul acesta că întotdeauna am încercat să fie pace, zic eu, să fie bine, să fie primăvară, să ne mai putem da mărțișoare și flori mulți ani înainte în liniște, să nu avem nevoie să folosim adăposturi civile, dar să le avem pregătite. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. O zi frumoasă! O zi frumoasă!